Bună seara, sunt Diana Popa și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Denunțătorul lui Andrei Dranga a ieșit la rampă. Acesta a oferit un interviu pentru o platformă de jurnaliști. Colonelul Gheorghe Cavcaliuc și familia sa se află sub protecție de stat după ce au fost amenințați cu moartea. Pensiile procurorilor au crescut cu aproape 2500 de lei, pe când ale oamenilor de rând cu cel mult 200. Omul de afaceri Viorel Vărzar, cel care l-ar fi denunțat pe Andrei Dranga, a făcut primele declarații pentru presă. Într-un interviu acordat platformei Zeppelin Investigation, el susține că a participat la o întâlnire cu controversatul om de afaceri Grigore Caramalac, ce ar fi avut loc la Moscova. Acesta din urmă ar deține o cotă parte din afacerile cu pizzeriile și restaurantele, fapt negat de avocatul lui Andrei Dranga. Întregul interviu va apărea după ora 21, însă pe online a apărut un fragment din declarațiile lui Viorel Vărzar. Omul de afaceri susține că a purtat o discuție cu Andrei Dranga, în care acesta i-a povestit despre relația sa cu Grigore Caramalac. A început sincer să-mi povestească, zic că, uite, Viorel, situația următoare. Eu cu domnul Grișa Grigore, prietenul meu, ne cunoaștem din anii 90. În compania Trabo Plus, domnul Caramalac are o parte... Avocatul lui Dranga, de altfel reținut în baza unui denunț depus de Viorel Vărzar, a negat aceste informații. Acesta a dezmințit și faptul că între Caramalac și Dranga ar exista vreo relație. Nu există cotă parte a lui Grigore Caramalac în afacerea lui Andrei Dranga. Au avut o strângere de mână din spusele care a vorbit în fața procurorilor cu 4-5 ani la Moscova, fiindcă atât el cât și am înțeles și Grigore sunt sportivi, atât. Procurorul responsabil de acest dosar a refuzat să facă vreo declarație. Aceste declarații? Eu nu cunosc de careva interviu și nu comentez declarațiile careva persoane. O zi frumoasă. Dar despre faptul că o parte din afacerile domnului Dranga ar fi aparținut lui Grigore Caramalac? Stimate domn, cred că am fost foarte explicit. O zi frumoasă. După arestul lui Dranga, susține avocatul, afacerea acestuia a început să aibă de suferit. Mai mulți parteneri externi au anunțat că ar putea să întrerupă relațiile comerciale, iar unii angajați ar refuza să semneze acte, fiindu-le frică de un eventual arest. Angajații au teamă, angajații nu vor să semneze documente, motivează că dacă Dranga a fost arestat practic pentru nimic, atunci eu dacă semnez un document pot să mă împuște. Publicarea interviului cu Viorel Vărzar a coincis cu examinarea recursului depus la Curtea de Apel de către avocatul lui Andrei Dranga. Judecătorii l-au lăsat în continuare în arest. Omul de afaceri a lipsit de la ședință în semn de protest. Andrei Dranga a fost reținut pe 25 aprilie, fiind învinuit de trafic de influență și șantaj pentru a prelua afacerea lui Viorel Vărzar. El se declară nevinovat și susține că tot ce îi se întâmplă este pentru a-l lăsa fără business. În aceeași perioadă, mai multe instituții de presă au primit o scrisoare anonimă că Dranga ar fi cerut bani de la Vărzar pentru a-i oferi fostului șef de la procuratură anticorupție, Viorel Morar. La câteva zile după ce informația a apărut în presă, Morar a depus o cerere de demisie. Săptămâna viitoare, când Parlamentul ar putea fi dizolvat, la Chișinău este așteptat vicepremierul rus Dmitri Kozak. Demnitarul va veni la invitația președintelui Igor Dodon în calitate de reprezentant special al Moscovei pentru dezvoltarea relațiilor comerciale cu Republica Moldova. Între timp, experții politici nu exclud că o discuție va viza formarea unei coaliții între socialiști și democrați. Vizita a fost anunțată de Igor Dodon după ce a avut o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Am convenit cu Vladimir Putin că la începutul săptămânii viitoare, la invitația mea, va veni la Chișinău reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Moldova, vicepremierul rus Dmitri Kozak, cu care vom discuta întregul spectru al raporturilor bilaterale. Dodon a mai scris că a discutat cu Putin despre relațiile dintre cele două țări și a acceptat invitația liderului rus de a participa la Forumul Economic Internațional, care va avea loc săptămâna viitoare la Sankt Petersburg. Între timp, analistul politic Ion Tăbârță este de părere că vizita va purta și un caracter informal. Aveam aspectul formal și anume aspectul formal este că domnul Kozak este responsabil de cooperarea economică moldorusă. Și probabil în fața mass-mediei declarațiile care vor fi făcute vor fi legate
vor fi făcute reieșând anume din acest aspect. În spatele scenei, negocierile, potrivit lui Tăbârță, vor domina subiectul discuțiilor. În opinia lui, acestea se vor referi la formarea unei coaliții între democrați și socialiști, în contextul problemei reglementării transnistrene. Nu putem exclude că aceste două probleme să fie abordate în conexiune sau împreună. Adică prețul pentru o coaliție de guvernare în Republica Moldova a socialiștilor cu Partidul Democrat să fie legat de anumite cederi sau de anumite decizii, ca să nu zic cederi, ale Chișinăului privind această problematică. Dimitri Cozac a fost numit reprezentant special al președintelui Federației Ruse în iulie 2018, după ce i-a luat locul lui Dimitri Rogozin. Cozac este cunoscut pentru memorandumul său privind reglementarea transnistriană, care presupunea federalizarea Republicii Moldova și staționarea contingentului militar rus pe teritoriul Republicii Moldova. Vizita demnitarului rus va coincide cu perioada decisivă anunțată anterior de Igor Dodon pentru formarea unei majorități, 3-7 iunie. În caz contrar, șeful statului va dizolva Parlamentul. Asta în timp ce, puțin mai devreme, a cerut de la Curtea Constituțională să stabilească care este termenul limită. Judecătorii încă nu s-au expus. După ce angajații Procuraturii Generale s-au mutat la Casa Nouă, fostă clădire care a găzduit procurorii a rămas în paragină. Pe scările clădirii cresc buruiene, iar pe alocuri tencuiala se desprinde. Așa e gospodariu în țară. Dar cum credeți, de ce se întâmplă așa? De atât că așa e. Este și este, mai bun n-avem nimic și nici n-o să avem de gravă. Cine urmează să treacă în această clădire și când, vă spunem la știri. Șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, și familia sa se află sub protecție specială din partea statului în regim non-stop, după ce ar fi fost amenințați cu moartea, scrie anticorupție.md. Șeful de la poliție a refuzat să spună cine și din ce motive la amenință, dar a precizat că au fost intentate mai multe dosare penale. Nu am reușit să aflăm de la Procuratura Generală despre ce dosare este vorba. Colonelul Cafcaliuc a declarat pentru sursa citată că atât el cât și membrii familiei sale au fost amenințați cu moartea în repetate rânduri și s-ar afla în pericol. Nu doar un caz a fost cu amenințarea mea și a familiei mele, acest caz a fost pornit cauză penală. Acesta a refuzat să spună din ce motive la amenință, dar a precizat că au fost intentate mai multe dosare penale, iar pentru confirmare jurnaliștii să se adreseze la Procuratura Generală și la Direcția pentru Protecția Martorilor. Am solicitat telefonic o reacție de la procuratură, dar ni s-a spus să trimitem o solicitare în scris. Acum 2 săptămâni, în cadrul emisiunii Iubește Viața de la TV8, Gheorghe Cafcaliuc a declarat că a descoperit niște grupări criminale internaționale cu activități criminale fără precedent în Moldova și în mai multe țări din UE. După aceste declarații, el ar fi fost amenințat cu moartea. Șeful adjunct al IGP a mai declarat că este vorba de riscurile meseriei și nu va ceda presiunilor. Eu am descoperit niște grupări criminale internaționale fără precedent în Moldova și în Europa. Vorbim aici despre trafic de uraniu îmbogățit, unii erau implicate și servicii secrete altor state. Eu nu odată am fost amenințat cu moartea, eu și familia mea. Au fost situații când am fost luat sub protecția statului, atât eu cât și copiii. Gheorghe Cafcaliuc a fost numit șef adjunct al IGP în 2016, după demisia lui Ion Bodruc. De-a lungul activității sale, numele acestuia a apărut în mai multe investigații jurnalistice. În una dintre acestea, jurnaliștii au scris despre averea nedeclarată de Cafcaliuc sau înregistrată pe numele părinților lui sau despre afacerile pe care le deține. De asemenea și despre faptul că, profitând de funcția pe care o deține, Cafcaliuc ar fi protejat sau scăpat de pedeapsă prieteni sau foști colegi. Probleme pentru fostul premier român Călin Popescu Tăriceanu. Liderul ALDE a rămas fără imunitate la doar 2 zile de la eșecul de la alegerile europarlamentare. Decizia a fost luată astăzi de senatorii din Comisia Juridică. Deși solicitarea a fost trimisă de DNA în urmă cu 1,5 de an, ea nu a fost examinată pentru că s-ar fi opus PSD-ul. Călin Popescu Tăriceanu este acuzat că a primit în perioada în care era premier foloase materiale de aproape $800.000 de o firmă austriacă pentru
a modifica un contract. Dosarul politicianului are peste 70 de volume și cuprinde peste 17.000 de pagini. Acum jumătate de an, fostul premier a declarat că dosarul său este unul politic și ar conține multă maculatură. La alegerile europarlamentare, ALDE, formațiune pe care o conduce, nu a luat niciun mandat. Acum două zile, șeful PSD, Liviu Dragnea, a fost încarcerat pentru 3 ani și jumătate în dosarul angajărilor fictive. PSD și ALDE sunt la guvernare în România. Fosta casa procurorilor a fost dată uitării și zace în paragină. După ce la sfârșitul anului trecut, acuzatorii s-au mutat într-un nou sediu, clădirea de pe strada Bănulescu-Bodoni stă prăfuită, iar scările au început să fie acoperite cu iarbă și pereții au început să se macine. Pe unele porțiuni, tencuiala s-a desprins și a căzut. Cancelarea de stat susține că a trimis-o ulterior altor instituții, iar noi proprietari abia au lansat licitațiile pentru selectarea unui agent economic care să se ocupe de reparație. Până atunci însă, iarba crește, iar oamenii străzii se adăpostesc sub copacii de lângă clădire. Cu jumătate de an în urmă, în această clădire și-a avut sediul una din cele mai de temute instituții de la noi din țară, și anume Procuratura Generală. Acum însă clădirea se transformă într-o pârloagă sau într-o grădină botanică, poate, din cauza că nu a fost îngrijită de mai mult timp. Printre scările de piatră a instituției a început să crească iarbă și niște flori. Mai mult, câteva plăci din piatra decorativă de pe pereții clădirii deja s-au desprins. Trecătorii spun că de vină sunt autoritățile care nu au grijă de bunurile publice. Așa e gospodariu în țară. Dar cum credeți, de ce se întâmplă așa? Iată că așa e. Este și este, mai bun nu avem nimic și nici n-o să avem de gravă. Lumea este indiferentă, pur și simplu. Se gândește numai la buzunarul propriu. Adică eu merg nu numai pe lângă clădirea aceasta, dar chiar dacă merg prin centru și văd clădirea care a fost cândva se chema Inturist, e dezastru strașnic, sau merg pe lângă stadion, unde obștii nici nu se vorbește, nu se discută și se află acolo. Наверное, надо менять претора. Претора района, потому что ничего не обращают внимания. Это все-таки общественные блага, публичные здания. Я не знаю, куда деньги уходят. Капитала Молдови ар трибуи сфи май курата. Енгрижата. Responsabilii de la Cancelaria de Stat ne-au spus că edificiul a fost transmis Autorității Naționale de Integritate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Contactați telefonic, cei de la ANI susțin că ei abia au demarat licitațiile pentru achiziția serviciilor de reparație capitală, doar că procesul durează, iar instituția lor ar putea să se mute în noua clădire tocmai pe la sfârșit de an. Clădirea la moment s-a aflat sub regim de pază până la inițierea lucrărilor de reparație. Că ambele instituții în a căror proprietate o să fie trecut, fiindcă drepturi de proprietate la moment sunt la etapă de înregistrare și divizare, o să procedă la repararea căperilor pentru asigurarea condițiilor de muncă. Noi ne-am propus ca să până sfârșitul anului să putem finaliza și trece. Chișcă a spus că în procesul de reparație va fi renovată și fațada clădirii. Până când vor fi realizate toate etapele licitației, clădirea va sta în paragină. Anterior, echipa TV8 a surprins doi oameni ai străzii care și-au amenajat o locuință chiar lângă scările clădirii abandonate. Lipsa marcajului rutier de bătăi de cap nu doar șoferilor din capitală, dar și celor din întreaga țară. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, din cauza drumurilor nemarcate se produc o mare parte dintre accidente, iar 95% dintre încălcările înregistrate de camerele video sunt anulate pentru că marcajul lipsește. Subiectul a fost discutat în cadrul unui eveniment la care au participat mai mulți șefi de poliție. Nu-i poți demonstra acelui șofer sau conducător auto faptul că a încălcat acea linie neîntreruptă, când ea nu este. Dar noi știm că în mod normal ar trebui să existe acolo în fața semaforului. Și șoferii cu care am discutat în stradă spun că anume marcajul deseori îi dezorientează. El este, ia că uitați, ești ierz, dar dacă ești uleac atent, cacta... Иногда едешь, ничего не понятно. Особенно там, где пешеходный переход. Это очень опасно. Люди переходят дорогу, нам не видно. Это очень опасно. Лучше всего, чтобы были светофоры. Да, у нас ну, есть, ну, сведи банда. Мол, шоферы тот, где кауза, кау, пацаны, экспериенции.
tot se încurcă. Ministerul de Interne mai spune că ar fi sesizat autoritățile publice locale să remedieze problemele rutiere, însă situația nu se schimbă din cauza lipsei banilor. La majoritatea sesizărilor, administrația publică locală informează despre imposibilitatea soluționării acestor din lipsa de mijloace financiare. Chiar și așa, Ministerul de Interne susține că în ultimii 10 ani numărul persoanelor decedate în accidente rutiere s-a înjumătățit. Anume, pachetul antialcool intrat în vigoare recent ar fi contribuit la îmbunătățirea statisticii. Însă reprezentanții ministerului spun că ar putea veni cu cifre exacte doar la iarnă, atunci când se va împlini un an de la funcționarea legii. Mai avem timp necesar ca aceste sancțiuni să facă prezența și perceperea în rândul conducătorilor sau a persoanelor care încalcă și respectiv după un an de zile putem să vorbim și de anumite rezultate. Conform datelor poliției, anul trecut în Moldova au fost înregistrate peste 2600 de accidente. Atenție când mergeți pe lângă troleibuze, mai ales dacă sunt învechite. O mașină a fost avariată după ce o piesă de la un troleibuz a căzut peste ea. Incidentul a avut loc pe strada Ismail din Chișinău, în timp ce șoferul mașinei intenționa să se parcheze. Șeful regiei Transport Electric recunoaște că astfel de cazuri se mai întâmplă și asta pentru că o parte din troleibuze sunt vechi. Pentru modernizarea transportului public, directorul TEC a mai spus că este nevoie de investiții considerabile. La moment însă nu-și pot permite un asemenea lux. De la începutul anului acesta este al doilea caz când un troleibuz a avariat vreun automobil. Unora cu sacul, altora aproape nimic. Pe când pensiile oamenilor de rând s-au majorat în medie cu circa 180 de lei, ale procurorilor au crescut chiar și de 13 ori, cu aproape 2.000 și jumătate de lei. Conform unei investigații a portalului Mold Street, pensiile acestora s-au majorat cel mai mult fiind urmați de judecători, care primesc cu 900 de lei mai mult. Pensionarii simpli sunt șocați de aceste cifre, iar experții spun că aceste categorii de persoane ar fi favorizate în exces. Conform raportului privind executarea bugetului asigurărilor de stat pe 2018, mărimea medie de asigurări sociale a crescut cu 12% față de 2017. Asta înseamnă că unele categorii au beneficiat de majorări de pensie. Astfel, pensia deputaților a crescut cu 480 de lei, iar cea angajaților guvernului cu 560 de lei. Cel mai puțin au primit angajații din domeniul culturii, cu doar 34 de lei mai mult și oamenii simpli, pensia cărora a crescut în medie cu 186 de lei. Chiar și așa, oamenii se plâng că și această majorare nu îi ajută aproape cu nimic. Mine 1500 de lei, este lei de bani, deci 1600. Vă hvataie? Nu, desigur, mi-e doar și pomagăt. Am 1350 de lei. Soțul meu și zăta mai în spital, 1000 de lei o injecție. Cum să ajungă dacă pe căldură 2000? Să grămădești 1000. 3.000 să duci, rămâne 1.000. Puteți trăi cu acești bani? Nu, dar și ne poate. Între timp, pensiile procurorilor au crescut cel mai mult, cu aproape 2.500 de lei. Uimiți, pensionarii consideră că aceștia nu își merită banii. Dar și puțină aveau sărașii, da? Asta e prostie. Pentru că încă o dată ei demonstrează că ei se gândesc numai la dânșii. Numai decât că nu o merită. De ce? Pentru că nu contribuit cu așa mare eforturi la dezvoltarea țării. Că acum noi, de pildă, muncitori, am ridicat Chișinău. Drugim-te pătrudnie, ce-mi procurora. Potrivit experților, sistemul de pensionare existent este unul inechitabil, întrucât favorizează anumite categorii sociale, indiferent de stagiu, vârstă sau alte criterii. Pensia medie este cam 25% din salariul mediu. Avem câteva categorii sociale favorizate. Membrii guvernului, funcționarii publici, primarii, procurorii, la care pensia este egal cu 75% din salariul de funcție. Deci un sistem inechitabil, inegal și vine din moștenirea nomenclaturii sovietice. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, recalcularea pensiilor procurorilor a avut loc reieșind din salariul mediu lunar al acestora, ținând cont de toate majorările efectuate din luna aprilie anului 2013. Astfel, dacă în 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru pensia procurorilor era prevăzută suma de 10.500.000 de lei, acum aceasta a crescut până la 25 de milioane de lei.
să mergi călare prin mare. În Israel a fost inventată o nouă desfățare pentru turiști, înotul cu caii. Mai multe imagini pitorești vă arătăm la știrile din sport cu Dumitru Garcaliuc. Capitala abia de se vede din puf. Acesta a invadat străzile, curțile, iar locatarii stau cu geamurile închise de frica lui. Și pe mașini se depune puf. Autoritățile municipale spun că nu văd cum pot să se opună unui proces firesc, cel de înflorire a copacilor de plop. În curțile blocurilor nu găsești nicio bucată de pământ care să nu fie acoperită cu puful de plopi. Iar dacă mai bate vântul, acesta se ridică în aer. Localnicii sunt nevoiți să stea toată ziua cu ferestrele închise. Oamenii nu mai știu cum să facă față pufului pe care nu-l mai suportă. Luptă cu alergia, își spală mai des mașinile sau stau cu geamurile închise în apartamente. Также я страдаю алергией. Этот пух вызывает конъюнктивит и все остальные болячки. Мы не просим вас срезать и полностью тополя. Просто, пожалуйста, как-то, чтобы меньше плодились эти деревья. Только смотришь вот даже с окна, это уже тревожит. Вы понимаете? Потому что мы здесь прожили по 50, вот я лично 52 года здесь уже живу. У нас такого беспорядка еще не было. Обращались в зеленое хозяйство и обращались в экологию. Они друг на друга сваливают. Экология говорит, что это должно решать зеленое хозяйство, а зеленое хозяйство говорит, что должна решать экология. И в итоге никто ничего не решает. Или маленькие детки вот бегают, кто-то споткнулся, кто-то упал. Этот пух, он практически не отстирывается от вещей. Он, если прилипает, очень тяжело его снять. Шефул спатилор Верзинса не видит реализабельно черинца уаменилор. Asta e părerea lor. Nu văd cum să oprim, iată, cum să oprim ca arborile să nu florească. Cum să oprim o plantă care este dezvoltă, să-i oprim procesul ei de... Iar pentru cei care luptă cu alergia provocată de puf, alergologii vin cu recomandări. Se facă plimbări în a doua jumătate a zilei, nu? Și aerisirea camerelor la fel. Evident, când ești afară, tot așa, protecție, ochelari, și când se întorc de afară, se facă duș, se schimbe hainele. Anterior, primăria municipiului Chișinău a declarat că nu va mai sădi plopi. În prezent, în capitală, sunt circa 10.000 de copaci de plop. Riscă 7 ani de închisoare pentru că a furat un telefon mobil dintr-un magazin din capitală. Este acuzația adusă unui tânăr de 20 de ani din Cantemir. Poliția a fost alertată de către unul dintre angajații companiei. Prejudiciul cauzat se ridică la 9.000 de lei. Incidentul a avut loc ieri. Bărbatul a intrat în magazin și, profitând de neatenția vânzătorului, a furat telefonul și a fugit într-o direcție necunoscută. A fost tras un telefon mobil, de modelul Samsung Galaxy A9. După care, persoana dată a comunicat în ce este îmbrăcat suspectul, ce măsurile întreprinse, bănuitul la infracțiunii date a fost reținut. Ulterior, individul a fost reținut, asupra lui fiind depistat telefonul sustras. Tânărul și-a recunoscut vina și a spus că a recurs la acest gest din lipsă de bani. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare. Moment emoționant în München în ziua alegerilor europarlamentare. Unui polițist i-au dat lacrimile când românii care stăteau la coadă îi mulțumesc că i-au ajutat să voteze. Aceștia au scandat cuvinte de mulțumire și el au aplaudat pe oamenii legii germani. Înregistrarea a fost făcută și postată pe Facebook chiar de unul dintre românii care a stat la coadă să voteze. Un jurnalist român care se afla printre acele persoane a scris pe o rețea de socializare că polițiștii germani găsiseră o soluție ingenioasă de a le permite să voteze tuturor românilor aflați la coada uriașă de la consulatul din München. Au înconjurat cu garduri un perimetru larg pe care îl consideră teritoriul consulatului, iar asta a însemnat că toți românii din perimetru au dreptul să voteze. Unul dintre polițiști, care e născut în Brașov, le-a vorbit la portavoce în română. Da, noi vrem
locul ăsta mai mare, ok? Mai mult, mai mult omne pot să votez. Ok? Chiar și așa, sistemul a fost blocat de la București la ora 22:00 și tot au rămas oameni care nu au reușit să voteze, a mai scris jurnalistul pe rețeaua de socializare. Dumitru, îți mulțumesc! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21 avem știri în limba rusă. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe kedo.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!